Primăria Câmpina a decis ca pe o nouă stradă din municipiu să se circule în sens unic. Măsura a venit ca urmare a traficului îngreunat din zonă, pe artera respectivă fiind mereu parcate mașini pe partea carosabilă. Circulația pe strada Mărășești nu se va mai efectua pe ambele sensuri, urmând ca zilele următoare să devină o stradă cu sens unic. Circulația se va face dinspre Bulevardul Carol I pe strada Griviței. Astfel, de la intersecția străzilor Mărășești și Griviței, accesul vehiculelor va fi interzis și se va putea parca regulamentar pe partea stângă a carosabilului.